Îngrijirea stării de sănătate a salariaților a fost aruncată în ultimii ani prin legislație în totala responsabilitate a angajatorilor care sunt obligați să aibă medic de întreprindere dacă au un număr mai mare de angajați sau să încheie contracte de colaborare cu medicii de familie care s-au specializat și în medicina muncii. Dispensare de întreprindere nu mai există cu titulatura așa cum știam noi pe vremuri. Fiecare angajator este obligat să aibă contract cu un medic de întreprindere. Acum sunt foarte mulți medici de întreprindere, dacă pe vremuri la noi era numai doctorul Țipordei, acum sunt mai mulți medici de întreprindere pentru că mulți medici de familie au făcut ca și a doua specialitate medicină de întreprindere. Și prin contract de colaborare încheiat cu un angajator acordă servicii de medicină de întreprindere, acele consultații anuale a fiecărui angajat. Plata serviciilor medicale pentru medicii de medicină a muncii se face din bugetul societății respective, fie de către un medic angajat, fie de către un medic având și competențe de medicină a muncii. Întreprinderile mai mari cu potențial ridicat de accidente de muncă, precum ArcelorMittal Steel, au dispensare proprii cu medic și asistent medical, cu gardă pentru schimbul de noapte și chiar cu salvări proprii. Patronul respectiv, da, pentru că dacă o întreprindere nu are medic de angajat sau colaborator, ITM-ul întreabă de sănătate. Lasă Dumnezeu, un accident de muncă, de un... ITM-ul când vine și verifică acele fișe medicale... Bun, și cam câte? De exemplu, la România nici măcar nu știu dacă Mittal Steel-ul mai are medic de familie, dar apoi celelalte... Are, trebuie să aibă medic. Trebuie să aibă, au acolo cabinet. Deci, având foarte mulți angajați, au obligația, s-ar putea să aibă doi medici de întreprindere acolo. Și croitoriile astea mici care sunt pe aici, toate au medic de întreprindere. Prin colaborare, nu? Da, contracte de colaborare, pentru că dimineața ai medic de familie, iar după amiaza se duce la întreprindere. Anual, angajații din oricare sistem trebuie să aibă realizat examenul medical periodic care să ateste faptul că salariatul este clinic sănătos și apt să desfășoare munca pentru care este plătit. Urmarea acestor măsuri, dar și a controlelor Inspectoratului Teritorial de Muncă, numărul accidentelor de muncă s-a diminuat substanțial, în luna mai fiind raportate la nivelul județului doar 6 accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă.